30 de intervievați, mărturisitorii acestui volum. O să rog pe doamna dr. Galina Răduleanu să ne spună două vorbe. Bună ziua! Eu sunt printre ultimii supraviețuitori, datorită faptului că atunci când am intrat în închisoare, eram aproape cea mai tânără deținută. În legătură cu ceea ce a spus domnul Radu Preda, înainte de a vă spune câteva cuvinte despre problema mea, eu aș avea o propunere pe care am dorit cândva să o fac publică și la nivelul unui alt parlament decât cel actual. Adică, așa cum există eroi post-mortem, să se instituie în legislația noastră și criminal post-mortem. Deci, se poate da această condamnare și post-mortem pe baza documentelor existente. Și în felul ăsta s-ar face o demarcație. Nu-i urâm, dar trebuie să dați ca exemple negative și ca exemple de mare de coroare umană. Vreau să vă spun că eu nu sunt decât un mic toboșar al acestei armate, pentru că în închisoarea unde eram și când trebuia să ni se facă apelul, fiecare răspundeam cu numărul de ani de condamnare. Eu când începea apelul și auzeam 10 ani, 15, 20, 25 și când îmi venea ultima rândul și spuneam 7 ani, aveam un sentiment de jenă. Mă simteam foarte, foarte umilită în fața celor care au avut atâta de suferit și care au fost pentru a doua oară în închisoare. Deci noi suntem supraviețuitorii, dar învingătorii sunt cei din gropile comune de la Canal, Aiud, Gherla, Siria. Și mă bucur să constat, pentru că la un moment dat eram tentată să cred că fac parte dintr-o specie pe cale de dispariție sau din un exponat de muzeu, e venit în contact cu atâtea grupuri de tine, să constat în ei o flacără care îmi dă certitudinea că ștafeta se transmite. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamne!